Fericit pentru că aceasta a 30-a ediție a Festivalului Național Mățișor Dorobean a avut valoare, competitori extraordinari, iar m-am bucurat din inimă că misiunea jurului a fost foarte, foarte grea. Pentru că așa trebuie să fie un juriu, la sfârșit să cântărească din toate punctele de vedere și până la urmă valorile să fie puse într-o anumită scară. E, aici, dânșii spuneau că au întâmpinat cele mai mari greutăți. Eu, totuși, sunt mulțumit pentru că valoarea acestui festival a crescut și acest lucru nu face altceva decât să mă angajez ca și pe viitor să încerc să găsesc toate resursele și posibilitățile pentru ca acest gen de manifestări în Dorohoi să fie din ce în ce mai multe și de valoare crescândă. Eu vă mulțumesc că dumneavoastră, că ați avut aseară răbdarea de a fi alături de concurență, alături de cei care au cântat în recital timp de 5 ore și jumătate, s-au simțit foarte bine, mi-au spus toți cei care au fost în Dorohoi și sper că și în această seară veți fi alături de laureați și de cei care vor susține recitalul. Vă mulțumesc și vă doresc vizionare plăcută. Să trăiți în urmă. Mulțumesc. Dacă tot am ajuns și eu pe această scenă, vreau să mulțumesc organizatorului. Iată, este al doilea an când mă prezint în fața dumneavoastră. Unul dintre cele mai călduroase audiențe le-am găsit aici, la Dorohoi. Întotdeauna experiența dorohoiană a fost dulce amăruie, pentru că am și câștigat, am și pierdut, așa este viața. Dar sunt onorată să mă aflu în această prezență cu profesioniști adevărați și din nou calde, calde mulțumiri publicului, pentru că este unul dintre cele mai frumoase, vă spun, mergem și în străinătate și vedem oameni de toate felurile, dar mai rar ca aici, de Dorohoi. O felicit pe Ana Maria pentru că este botoșeneacă, dar noi am adoptat-o la Iași și de câteva luni, iată, s-a alăturat cercului de muzică ușoară Melos și a făcut un progres extraordinar. Felicitări botoșanilor pentru toate valorile pe care le dați. Vă mulțumesc!